Hey, salut droși și bine v-am regăsit la un nou episod din noua serie de pe canal și anume Destinez în Free Fire și Call of Duty, dar am spus și Call of Duty pentru că de mai vreau să fac și desene în Call of Duty Mobile. Și despre ce voi vorbi astăzi, sau de fapt, ce am desenat eu astăzi, e bine, probabil că nu știți despre cine este vorba, dar vă spun eu, este vorba despre Ghost, caracterul Ghost din Call of Duty Mobile. Am muncit foarte mult pentru a preaza desenul acesta și mamă, și chiar m-am chinuit ceva să și realizez așa cât de cât realist, pentru că na, față de data trecută nu s-a schimbat nimic în materie de carioci și de creioane. Și am muncit foarte, foarte, foarte mult pentru a realiza desenul. Și eu sper că o să-mi apreciați munca depusă. Ca să știți, am irosit până acum două foi. Asta este a treia foaie la care chiar mi-a ieșit caracterul așa mult mai bine. Și înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări, pentru că mulți dintre voi nu sunteți abonați la canal și îmi alunecă telefonul din mână. Nu sunteți abonați la canal, așa că nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări. Și dacă vreți să discutați cu mine, apropo, un mic anunț, cine vrea să vorbească cu mine sau cu alți oameni și să facem tot fel de chestii împreună, aveți serverul meu de Discord în descriere. Linkul o să fie schimbat zilnic, deoarece linkul o să fie valabil doar azi. Așa că nu uitați să intrați și în serverul meu Discord, unde am un plan cu voi destul de curând și eu sper să fim cât mai mult, să fim activi, ca după să postez acel anunț în care o să fac ceva special cu voi. Așa că intrați și în serverul Discord, pentru că în curând fac ceva foarte, foarte special cu voi. Eu vă las cu desen. Da, cam așa arată și conturul la Ghost, după cum vedeți. Până acum doar conturul am făcut, urmează să-i fac și ochelarii și masca și cam toate detaliile astea mai micuțe. Și na, a fost o operație mai simplă, după părerea mea, față de data trecută, unde m-am chinuit efectiv să fac detalii, chestii de genul. De data asta mi-am luat o poză ceva mai clară, cum e asta de aici, și asta mi s-a părut cea mai potrivită. Și na, mă apuc imediat să fac și detaliile și vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru suportul acordat la videoclipul trecut. Nu m-am așteptat deloc să se strângă o groază de like-uri și chiar vrei să susțineți seria asta nouă. Și da, hai că mă apuc imediat să fac aceste detalii micuțe și revin cu un nou update. Da, cam așa arată schița până acum. Am reușit să fac fața într-un final după ceva timp. Bine, încă nu este gata, mai trebuie să mai fac câteva detalii, doar că asta o să fie când se coloreze. Am reușit să fac și casca și m-am puțin retușat și până aici. În rest, ca să fac capul, ca să știți, eu am făcut mai întâi gulerul ăsta, așa, ca să pot să identific pe unde vine capul ghostului, da. Sincer să fiu, chiar îmi place capul, sincer, chiar îmi place foarte mult. Acum o să văd dacă o să-mi placă atunci când o să aplic culoarea. Și, na, mai ascult și puțin, bine, acum am
muzica pe mut, ca să nu mi-au un mare strike de la YouTube. Și na, o să mă ocup imediat și de părți. Mai am puțin de retușat și la... Bine, dacă cred că cea mai stupidă chestie a fost la dinți, după cum vedeți. Am încercat pe cât de mult posibil să fac dinții exact ca la Ghost-ul Rea, după, stai să dau pe poză, că eram pe plic. E bine, dinții la Ghost sunt așa. Și m-am chinuit destul de mult să îi fac, mai ales că, da, nu prea am un talent artistic la dinți. Da, m-am chinuit oarecum. Evident că o să aplic și negru ăla, în care este aplicat la dinți, după cum vedeți, este așa negru la margini, să fac un contur. E bine că masca nu o să arate așa, ci o să fie aproximativ ca în poză, cu detaliile astea negre, cu umbre. O să încerc să fac un desen cât se poate de bine, cât se poate de realist, mai ales că față de data trecută nu s-a schimbat mare lucru. Na, încerc pe cât de mult posibil să îl fac ca lumea să fie totul bine și frumos. Aici la cască m-am chinuit nițel, dar m-am câteva detalii să vi le arăt. De exemplu, nu am făcut șurul ăsta, care trebuie să fie aici. În rest, am făcut toate detaliile. Și, da, bă, practic, o să mă apuc să fac și celelalte detalii. Dacă dăm așa, am o groază de detalii de pus. După cum vedeți, trebuie să fac și uniforma, care va dura și ea ceva timp. Și, da, bă, practic, poză și desen. Da, în sfârșit am reușit să îl fac ca lumea. După cum vedeți, am schimbat poziția personajului, deoarece primele două părți nu mi-au ajuns și ca să vă arăt cât de nasol a ieșit primul. Așa a ieșit primul. Da. Și după a încercat și a doilea. Și cam același rezultat. În sfârșit am făcut și pe al treilea, care arată de 3 ori mai bine decât primele două. Și da, abia aștept să mă apuc să desenez, să colorez. De data asta voi folosi mai mult creioane colorate, voi folosi creioanele, dar față de data trecută nu s-a schimbat nimic față de creioane, aceeași creioane voi folosi. Doar că o să încerc mai mult să folosesc creioane și mai puțin carihoci, deoarece știți că data trecută nu prea mi-a ieșit desenul, așa că o să încerc cu carioci, doamne, cu carioci, cu creioane. Și na, o să mă orientez după desen, să văd cam pe unde se află detaliile negre. Voi folosi și niște portocaliu, pentru că dacă vă uitați puțin atent, este ceva portocaliu, așa că voi folosi o culoare portocalie. Eu sper să găsesc crion, pigmenta portocaliu, dar dacă nu găsesc, oricum merge și cu cariocă, dar cu cariocile este un pic mai nașpa. Cum v-am mai spus, nici de-astea de ceramică nu cred că o să le folosesc, deoarece n-a. Și bă, până acum îmi place cum a ieșit desenul, chiar surprinzător de bine mi-a ieșit. Și na, o să încep mai întâi cu detaliile negre, cum ar fi pe mască, unde sunt liniile astea, să adaug umbre și tot ce este pe mască, și mă voi apuca și de rest. Oh my god, o să fie ceva interesant.
Hai să vă arăt cum a ieșit până acum. Frumos. Cam așa a ieșit. Da, am făcut câteva dintre umbrele de pe mască. Și da. Hai să vă arăt ce a ieșit până acum. Așa a ieșit până acum desenul. Da, am vrut să fie alb, doar că a apărut destul de nașpa. Doar că dacă e să găsesc un alb, un crem cu culoare albă, evident că să îl retușez. Până acum așa a ieșit, mai am restul. Și da, urați mult succes mie. După multă muncă și chin, am reușit să termin în totalitate ghost-ul. Da, după cum vedeți, așa arată. Bine, recunosc, nu este chiar 100% reușit, mai ales că am avut ceva probleme la tricou, dar am improvizat. Eu m-am, văd că am și o mică defecțiune aici la stație, dar nu este absolut nicio problemă. Am încercat să fac cam toate detaliile posibile și cam așa a ieșit ghost-ul. Sincer să fiu, mie chiar îmi place cum a ieșit. Și da, o să fac și fundalul. O să încerc să fac fundalul pe care îl vedeți voi aici. Încep cât de mult posibil, o să aplic și cu un albastru de ăsta închis. Să fac un fundal așa frumos și după putem să spunem că am terminat desenul. După părerea mea, zici că este unul din desene de-astea best desenate. Sincer să fiu că am așa arată, dar ca să știți de unde vine dura asta, din ea ori am băgat cu un creion din acesta pastelat. Sau ceva de genul. Sau ceramică, habar n-am. Dar care s-a rupt, după cum vedeți. Stai să vă arăt. S-a rupt, din păcate, dar am reușit
cât de cât să... Am testat nițel, aici era, trebuia să fie lumină. Și da, bă, fraților, acum am apuc să fac și fundalul și noi ne reauzim cu rezultatul final. Epa! Gata, bă, fraților, am terminat și desenul. Să focalizeze, văd că... Așa! Gata, fraților, am terminat desenul. Da, am încercat. Am încercat cu fundalul, dar văd că nu mi-e reușit. Stați, să-mi pun și semnătura. Aici, frumos. Stați așa să ieși voi frumos. Văd că nu prea... Nu prea vrea să... Așa. Bun, fraților, mi-am pus și semnătura. Oh my god, deci în sfârșit am terminat desenul. În sfârșit, deci... Da, așa e și desenul. Eu sper că o să apreciați munca. Bine, cred că, deci după părerea mea, mai bine nu mai făceam fundalul. Sincer, mai bine nu mai făceam fundalul, dar în fine, las așa. Și da, fraților, așa e și desenul. Am muncit foarte mult. Cred că față de desenul trecut, cred că am muncit de puțin, mult mai puțin. Cred că cu o oră mai puțin, nu știu, sau chiar... Sau poate chiar mai mult. Nu mai știu exact. Na, a trecut o săptămână și nici nu am stat să-mi cronometrez timpul. Așa că, da, mă, fraților, cam așa a ieșit desenul. Eu sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări. Am fost Alexandru și ne reauzim data viitoare. Base. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about you.